În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credeți voi că pot să fac eu aceasta? Iubiți credincioși, iată ce provocare ne aduce Duminica a șaptea după pogorârea Duhului Sfânt. Spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile, trecând Iisus, l-au abordat doi orbi, care strigau după el zicând, miluiește-ne pe noi, fiule al lui David. Și el nu le-a răspuns niciun cuvânt și l-a urmărit până când a intrat într-o casă și stând la masă, cei doi au venit din nou. Nu i-au mai cerut nimic, dar Mântuitorul când i-a văzut, i-a întrebat, credeți voi că pot să fac eu aceasta? Și atunci au zis, da, Doamne. Și Mântuitorul le-a răspuns, fie vouă după credința voastră. Și s-a atins de ochii lor și pe dată au început să vadă. Imediat însă le-a spus, vedeți, să nu afle nimeni ce s-a întâmplat. Dar ei s-au dus în toată cetatea și au spus despre minunea care li se întâmplase cu vederea lor. Stând în casă, au mai adus la Mântuitorul un mut care avea diavol. Și Mântuitorul, certând diavolul, l-a scos și pe dată a vorbit mutul. Toți care erau de față au spus, niciodată nu s-a mai întâmplat sau nu s-a mai auzit în Israel despre așa ceva. Iubiți credincioși, iată că sunt niște fapte de viață, nu avem de-a face cu vreo parabolă, nu avem de-a face cu vreo pildă, cu vreun cuvânt de învățătură, ci avem de-a face cu realitatea. An de zile, eu personal, am citit această pericopă și în dimineața asta însă mi-a căzut ochii printre rânduri. Și anume, m-am gândit că niciodată în Evanghelie nu s-au amestecat două vindecări atât de deosebite. Și anume, cei doi orbi, nu ni se spune că ar fi avut vreun duh al orbirii. Nici măcar nu ni se spune dacă o fi văzut vreodată. Nu ni se spune dacă aveau vreun diagnostic, ci pur și simplu erau orbi. I-a vindecat. Dar de ce să-i fie amestecat în aceeași casă, sub același acoperiș, și pe cel care avea duh mut? Nu era mut așa pur și simplu, avea duh mut. Înseamnă că aici Sfinții Evangheliști ne propun a discerne puțin între un diagnostic medical și un diagnostic spiritual. A ne scoate din unicitatea unui singur gând, și anume a gândi că tot ceea ce ni se întâmplă nouă este de la diavol sau este din cauza cuiva. Nu. Tot ceea ce ni se întâmplă nouă, iată că numai din aceste două seturi de vindecări trebuie să înțelegem că se poate întâmpla și de la diavol, cum era duhul mut pe care Dumnezeu certându-l a vorbit mutul, dar era vorba și de un diagnostic medical. Oamenii aceia nu vedeau. Aș vrea să intru puțin de tot în amănuntul acesta al unor fobii pe care eu, unul personal ca duhovnic, le-am constatat în ultima vreme. Parcă prea ne temem că tot ceea ce ni se întâmplă este de la diavol. Am fi nedrepți dacă am mai gândit așa. Pentru că, acum nu îl iau eu chiar pe diavol de bun sau să-l iau în brațe, Doamne ferește. Dar îmi aduc aminte din scrierile Sfinților Părinți când un biet diavol, da, un biet diavol, veți afla de ce îi zic așa, s-a văietat unui stareț atunci când acesta a găsit un ucenic care timp de 9 catisme ținea un ou
la flacăra lumânării, așteptând să se coacă. Și era un postul mare. Și în momentul în care l-a întrebat starețul: ce faci, frate, aici? Doamne ferește, diavolul m-a pus. Și la care spun Sfinții Părinți că s-a auzit o voce de după ușă și a zis: părinte stareț, nici mie nu mi-a dat în cap așa ceva. Așadar, haideți să îl lăsăm puțin deoparte pe diavol, pentru că este neputincios. Este neputincios pentru că puterea lui nu este de la el, este de la noi. Vă să zic că puterea pe care o are frica asupra noastră este exact cea pe care noi o dăm. De altminte și se spune că curajosul este curajos atât timp cât lașul i-o permite. De exemplu, dar asta nu se reduce numai la un om. Acum vreo 10 ani, când s-a pus problema ca Uniunea Europeană să transmită niște detalii foarte clare despre tradițiile unor popoare, au început prost, au început-o cu italienii și le-au spus că nu mai au voie să facă pizza pe vatră. Cum ne-au zis și nouă cu vreo 3 ani că nu mai avem voie să punem bicarbonat în mici. Nu le ești. Frații noștri italieni au zis să fie la voi acolo. Adică nu se poate impune nimeni în fața unui curajos. În fața unui laș se poate impune oricine. Așa e și cu diavolul. Toate sperieturile și sperietorile care ne vin așa în față sunt fără putere. Puterea se solicită a fi în noi, și în bine și în rău. V-am mai spus și altă dată că m-a întrebat cineva ce o să facă, că n-am mai plătit la bancă de vreo 2 luni. Zic, păi din acest moment nu mai e treaba ta. Păi cum adică? E treaba băncii. Banca are de primit. Tu n-ai de dat. Bineînțeles că nu vă instig acum la neplata datoriilor. Dar vă rog, măcar să aveți înțelegere asupra unui lucru. Dacă tot avem o problemă, de ce să avem mai multe? Dacă tot avem de achitat ceva, de ce să ne facem un rău mai mare? Vom achita când vom putea. Există tot felul de posibilități de amânare, dar asta nu rezolvă problema. Problema este că noi putem să trăim frumos și cu datorii. Numai să nu ne ia, să nu ne fure această bucurie de a trăi frumos, care poate să fie furată numai în măsura în care noi lăsăm poarta deschisă. Adică îl lăsăm pe diavol și îi dăm putere să ne stăpânească. E cam așa ceva se întâmplă și în Evanghelia de astăzi. Cei care erau orbi și despre care v-am spus că nu ni se dau niște amănunte, dacă văzuseră vreodată, dacă a fost vreun accident și nu mai vedeau dintr-o anumită zi încolo, nu ni s-a spus nimic. Asta ne dă voie și să credem mai multe despre ei. Important este că atunci când au primit vindecare, am aflat și diagnosticul. Mântuitorul, după ce i-a vindecat, i-a și avertizat. Și aici este, de fapt, un răspuns la întrebarea ce diagnostic avea orbii aceia. Vedeți, să nu spuneți nimănui ce s-a întâmplat. Nu vedeau, e clar, acum pentru mine cel puțin nu mi-e clar că nu vedeau din cauza faptului că erau prea exteriorizați. Tot ceea ce vedeau, spuneau și altora. Înseamnă că de aici trebuie să învățăm cum să vedem. Trebuie să vedem în primul rând pentru noi. Mi-aduc aminte, acum vreo săptămână, eram plecat și mi se cerea la un moment dat o părere, pe care dacă vrei o dai, dacă nu, nu, despre curățenia dintr-un loc. Și erau acolo niște smiley face și așa mai departe, de la verde până la roșu, până arăta așa pe cineva foarte supărat. Și eu am apăsat pe smiley face, primul, verde, nota 10. Dar acum am fost ispitit să mă uit și în istoricul celor care fuseseră înaintea mea. Erau numai roșii, toți. Ultima notă.
Și atunci primul lucru a fost să constat cine are dreptate și m-am uitat pe jos, aveau dreptate. Eu dădusem însă nota din alt punct de vedere. Îmi dădusem nota mie. Mie îmi plăcea. Nu îmi plăcea cum era curățenie sau nu era curățenie pe acolo, îmi plăcea că eram în vacanță. Asta înseamnă să vezi pentru tine. O să spuneți, bine, dar realitatea când o vedem? Nu, realitatea este în noi. Și cu frații noștri studenți, la fel. Când sunt în fața lor să le dau note, am constatat că m-am întrebat, doamne secretare, dacă mi-am schimbat obiceiul. Am zis, care obicei? Am împlinit în iarna aceasta 20 de ani de când predau. Și zice, n-ați dat niciodată altă notă decât 10. A, și dacă la asta vă referiți și eu un obicei, să știți că da. Dar zice, nu vă supărați, dar de ce? Cântă toți la fel? Zic, pentru mine da. Îi compar pe ei nu cu cucuzel, cu cântăreții de cântăreți, nu, îi compar cu ei înșiși. Și dacă știu să deschidă gura, înseamnă că merită 10. Și aș fi nedrept dacă pe unul răgușit l-aș nota cu 9 sau cu 8 și a doua zi aș constata că, de fapt, el putea mai mult. Ce vreau să vă spun este faptul că a vedea pentru noi este o sursă de a trăi frumos. A vedea pentru noi nu înseamnă a fi subiectivi, ci înseamnă a ne cultiva în noi un soi de bucurie independentă de toanele altora. Multă vreme m-am luptat corp la corp, să zic așa, educație unul la unul, cum se numește în pedagogie, și luam hârtia de la cel care o arunca și mă duceam și spuneam că i-a căzut în buzunar sau mi-am dat seama că nu are nicio valoare, nu înțelegea nimeni nimic. Și atunci am rămas la prima parte, iau hârtia și atât. O pun în buzunar până când găsesc un colț de gunoi. A trăi frumos, să știți că nu este altceva decât un scop în sine, dar unul bun. Pentru că astăzi cei doi care au primit vindecare, imediat după ce au fost vindecați și după ce au fost și avertizați să nu spună nimănui, s-au dus în cetate și și-au dat drumul la gură. Vorbeau despre ceea ce vedeau. Și o să spuneți, bine, dar acum dacă au primit un, li s-a făcut un bine, nu trebuia să-l mărturisească? Nu. Nu. Pentru că era o poruncă a celui care îi vindecase. Nota de plată consta tocmai în nemărturisirea acestui lucru. Pentru că Mântuitorul începea să-și acumuleze între iudei un soi de ură care trecea inclusiv prin aceste mărturisiri ale vindecărilor. Când am citit eu prima dată la Luca, la capitolul 23, vai vouă când vă va vorbi lumea de bine, eu am crezut că e ceva așa rupt din Scriptură, nu, e rupt din viață. Să vă ajute Dumnezeu să nu ajungeți așa. În momentul în care lumea începe să vorbească de bine, devii o țintă mișcătoare. Și acum rachetele astea cu balear se duc după tine chiar dacă îți schimbi direcția. Așadar, să fim puțin mai atenți vis-a-vis de binefăcătorii noștri. Acesta este un alt mesaj pe care Evanghelia ne-l aduce. Să nu credeți că binefăcătorul nostru are nevoie ca noi să batem toba. Eu, uite, bă, ce bine mi-a făcut ăsta. Pentru că poate să stârnească în inimile și în ochii celorlalți un soi de invidie care e lucrătoare. E mai lucrătoare decât diavolul. Pentru că are o putere de sine, invidia. Nu solicită putere de la cel invidiat, ci pur și simplu vine cu puterea invidiosului, care este încărcată de frustrări, e încărcată de tot felul de neputințe și cu siguranță că ne poate aplatiza la un moment dat. Asta zic că trebuie să învățăm și această lecție. Deși ispita rațională este aceea că dacă cineva ți-a făcut bine, trebuie să
îl vorbești de bine și te simți oarecum dator să spui și altora ce bine ți-a făcut sau să avertizezi pe alții, băi, nu e așa cum credeți voi, uite că mie mi-a făcut cu tare și cu tare, nu, abțineți-vă, e cel mai bine. Pentru că îi faceți un rău pe care nu îl poate singur niciodată să-l mai acopere. Dar să mergem mai departe la mut. Vedeți că muțenia, clar, este pornită de la un duh. Zice, era cuprins de un duh mut. După ce a certat Mântuitorul duhul, a vorbit mutul. Am întâlnit foarte multe cazuri în multe familii, acest duh mut. Ți-a greșit copilul, nu mai vorbești cu el. Ți-a greșit soția, nu mai vorbești. Crezi că este, la un moment dat, o pedeapsă? Nu, e un duh, e clar. Muțenia este un duh și trebuie alungat. Această atitudine de a întoarce spatele celuilalt, de a nu vorbi, de a-l pedepsi prin tăcere, nu este altceva decât de a alunga dialogul. Și dialogul este cuvântul și cuvântul este Dumnezeu. Înseamnă că, fără să ne dăm seama, îl alungăm pe Dumnezeu dintre noi, apoi din casă, și te miri la un moment dat de ce copilul nu te mai ascultă, nu mai are niciun cuvânt bun, parcă totul pe românește, parcă totul îi fulgeră și tună. De ce? Pentru că am lăsat și chiar am și chemat acest duh mut. O să zic că atunci când suntem ispitiți de acest duh mut, trebuie să ne gândim foarte bine care este ținta lui. Ținta lui este de a alunga dialogul. Muțenia alungă dialogul. Dar să nu credeți că muțenia înseamnă așa numai când ești supărat și nu vorbești cuiva. Nu. Merge și mai la adânc. De exemplu, primiți o veste și nu știți când este momentul, țineți minte acest aspect, ca să spunem un anumit lucru în casă. Cel mai ușor lucru este să spunem în momentul în care aflăm. Orice secundă care tărăgânează este împotriva noastră. Dacă în momentul în care constatăm ceva nu am spus, din acel moment începem să chemăm duhul mut. Trebuie să spunem imediat. Sau ne prinde șeful cu ceva și trimite după noi să dăm explicații. Dacă începem să spunem că ne vom duce mâine, deja duhul mut s-a înțepenit între noi. Mâine o să zică, lasă că mai las puțin să și mă duc poimine și fiecare secundă pe care o amânăm este împotriva noastră. Iubiți credincioși, să știți că a lupta cu duhurile acestea este un mod de viață. Nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să zicem acum, gata, mi-a trimis cu tare, mi-a făcut cu tare. Nu, la noi este toată explicația și mai ales tot modul nostru de a fi trebuie să își improprieze o cale de dialog. Și atunci, dacă astăzi am avut două feluri de diagnostic, unul omenesc și altul spiritual de natura unui duh mut de data aceasta, înseamnă că viața noastră nu este plană. Ceea ce ni se întâmplă, nu ni se întâmplă numai dintr-un anumit set de cauze, ci ceea ce trăim noi are un complex de cauze. Poate să fie și din partea cealaltă, dar poate să fie și din noi. Dacă cei doi orbi nu vedeau și am aflat de ce nu vedeau, pentru că pe românește erau gură spartă, tot ce vedeau spuneau, trebuie să ne vindecăm întâi ce? Nu ochii, ci gura. Dacă vedem că avem o neputință, nu mai vedem la distanță. Nu mai vedem la distanță. Ne bucurăm că vedem de aproape. Adică ne bucurăm că nu mai vedem în curtea vecinului. Nu trebuie neapărat să ducem la doctor să ne schimbe dioptriile. Trebuie să, înainte de a ne repara
dioptriile, trebuie să ne reparăm interiorul, să vedem ce mă deranjează pe mine că nu mai văd departe. Păi nu mai văd dacă vecinul a spălat geamurile sau dacă mai sunt hârtii în parcare. Înseamnă că eu trebuie să-mi repar întâi aceste gânduri, aceste metehne, după care să mă duc la doctor să zic că nu mai văd departe. Și în momentul în care mă repară și văd departe, știu ce să văd departe. Așa este și cu muțenia. Duhul acesta mut trebuie întâi cercetat și apoi reparat. În momentul în care avem gândul de a nu mai vorbi cu cineva, trebuie să dăm puțin înapoi lucrurile, să vedem da, ce m-a deranjat. Și dacă am constatat ce m-a deranjat, trebuie să repar la mine situația care m-a deranjat la celălalt, de nu mai vreau să vorbesc cu el. Și după aia îmi repar glasul și alung duhul muțeniei. Pentru că imaginați-vă dacă am alungat duhul muțeniei înainte de a ne împăca cu celălalt, vă imaginați ce discuții și scandaluri ar interveni? De asta trebuie, înainte de vindecarea exterioară, să o facem pe cea interioară. Ăsta este mesajul de bază al Evangheliei de astăzi. Trebuie să reparăm întâi în noi și apoi să beneficiem de simțuri care să ne asculte și care să ne conducă. Nu e vorba numai de vedere și de vorbire. Asta a fost în Evanghelia de astăzi, dar este vorba și de celelalte simțuri ale noastre, toate simțurile noastre. De exemplu, dacă suntem lesne influențați de ceea ce auzim, cu siguranță că problema nu este la urechi, este întâi în noi. De ce ne influențează ce auzim? Să reparăm întâi această problemă a noastră, de ce ne lăsăm influențați de ceea ce auzim, după aia mergem la orelist. Pentru că și acolo se dau niște explicații extraordinare. Eu nu aud cu urechea asta acum, cred că nici 0,5%. Și când m-am dus să-mi o repar, am avut marea șansă ca o fiică duhovnicească renumită în reparat urechi, mi-a spus, nu vă supărați, dar v-ați gândit vreodată de ce nu auziți cu urechea asta și auziți cu cealaltă? Nu m-am gândit chiar așa. Ce, pentru că, ia, aduceți-vă aminte cum stați pe scaun la spovedit. Aici vorbim noi. E urechea noastră, asta ține cu noi. Și am acceptat. Și nu mă mai duc acum. Aud suficient cu cealaltă. Trebuie să reparăm întâi în noi altele decât cele firești și fizice. Trebuie să reparăm în noi inima. Dacă vrem să auzim numai ce trebuie, dacă vrem să vedem numai ce trebuie, trebuie să reparăm tot inima, nu ochii. Nu din dioptrii se vede curățenia sufletească a celui cu care vorbești. Nu din dioptrii poți să constați dacă în spatele tău la 50 de metri se întâmplă ceva, ci din inima ta, dacă simți lucrurile bune, înseamnă că vederea va deveni pur și simplu un efect al unei inimi sănătoase. Noi rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în această frumoasă zi a celor doi orbi și a mutului să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat posibilitatea de a ne uita și la noi și de a constata că muțenia sau orbirea nu țin de ochi sau de gură, ci țin de inimă. Să ne ajute Dumnezeu să deschidem inima, să înțelegem mai mult. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.